Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să începem cu chesturile. Avem aici un Golden Chest cu 658 de gold, avem Mega Minion, Flying Machine și Royal Recruits Battle Ram, ok. Și avem și 132 de Star Points. Băi, în episodul de azi vom da ultimul match din Classic Deck Challenge. Avem aici un Magical Chest pe care sperăm să-l câștigăm. E ultimul match din challenge și mai avem voie la o singură, de fapt nu avem voie să pierdem. Dacă vom pierde, vom fi eliminați din acest challenge. Și haideți să-i dăm drumul. O să începem cu prințesa. Punem aici și knight-ul. Ok, un început nu foarte bun. Uite, Goblin Barrel-ul acolo. Și spune aici Inferno Tower, cam târziu a apărut acolo Inferno Tower-ul. Ne-am luat damage de la bandită. Am fi putut scăpa mult mai ușor dacă targeta Inferno-ul. Dar nu-i nimic. Nu stăm rău deloc, dar se putea și mai bine. Ok, scăpăm binișor din acest atac. Din păcate are log, dacă nu mă înșel. Vom pune knight-ul în fața prințesei. O să dăm și un knight spirit. N-are log, dar are edit acel barbar barrel cu care ne scoate efectiv din joc prințesa. Hai să ne apărăm aici de bandită. Să dăm și un goblin barrel. Ar trebui să mut atacul pe partea stângă. Acum mi-am dat seama. Dăm logul. Oh, și pierdem, aproape pierdem acest, de fapt îl pierdem. Pierdem turnul din stânga. Da, șanse mari să pierdem acest match. Spun knight-ul foarte, foarte în spate. Un Goblin Gengu aici. Să dăm racheta pe turn. Pun prințesa, dau și Goblin... Goblin Barrel-ul acolo, trimitem... Bandita, da. Da, e ca și pierdut acest match. No, efectiv, n-am avut nicio șansă. Poate din cauza deck-ului. Sau poate că efectiv am jucat noi prost. Dar, băi, din ce am simțit, n-am avut nicio șansă să sperăm măcar la victorie în acest match. Pe de-o parte e și normal, fiind ultimul, clar că adversarii sunt mult mai grei. Și asta e, mergem mai departe. Ne-ar fi prins bine acel magical chest. Am mai fi strâns poate o epică 2. 50 de gemuri pentru șansa de a rejuca acest ultim match. Nu cred că merge, sincer. Avem aici un magical chest pe care îl vom deschide cât de curând. Dar haideți să încercăm un push spre Master 1. Din nou suntem la o victorie diferență. Suntem obligați să câștigăm acest match dacă vrem să urcăm în Master 1. Primim acel boost de elixir. Și hai să începem cu arcașele. Pogul aici. Spun și mini P.K.U. Oh, a dat acolo Fireball-ul pe acel hog, adică nu prea merita, nu știu ce să zic. Ok, am trimis Valkyra. Ce bine ar fi fost dacă avea un minions.
main sword acolo. Ok, punem Tesla. Aș spun, o să pun arcașele pe spate. A, era bine dacă ne activa King Tower-ul, dar ieșim destul de bine din acest atac. Să trimitem din nou Hog-ul. Probabil va pune un building acolo. Avea Farnansu, are și... probabil din... Cave-ul sau unul, cum se numea, Goblin... mă rog, clădirea lor. Punem test, apoi dăm Furnace. Da, stăm foarte bine în acest match. Pe măsură ce trece timpul, sunt șanse din ce în ce mai mari să obținem victoria. O să punem Tesla în centru pentru defense. Pregătim aici două arcașe. Avem rachetă, avem mini P.E.K.K.A. Stăm destul de bine. Da, a dat un fireball acolo pe turn, simplu. Nu prea aș avea rostul. Dar e decizia lui. Ok, a dat și un Eros. Trimit Hog-ul și vom da cu freeze pe turn. Da, și reușim să câștigăm acest match. Trecem un Master 1. Avem boost-ul de elixir și vom continua cu meciurile din Colosseum. De fapt, un singur meci va fi, un duel. Haideți să-i dăm drumul și să sperăm că vom obține victoria. Avem nevoie de gold pentru a cumpăra cărți, pentru că nu știu dacă știți, dar nu mai putem maxa nicio carte, pentru că nu mai avem cărți. Nici epice, nici legendare, pentru că comunele și rare sunt deja duse la level maxim toate. Începem aici cu arcașele. Să trimitem Valkyrie, mini P.E.K.K.A. Da, se pare că nu a abandonat. Credeam că e o victorie gratuită aici. Dar așteptat să vadă cum începe meciul. Să tragem noi elixirul pe full și punem Tesla pe centru. 2 minute și 15 secunde am rămas din acest prim match. Să trimitem Hog-ul. Punem și arcașele. Pus pe camare. Da, ne scoate Hog-ul cu două hituri. Reușim să-i dăm puțin damage. Dăm aici o rachetă, nu știu dacă vom scoate Rem Rider-ul. Oh, și ieșim foarte bine din acest atac. Da, Lumberjack cu doar de level 11, îl scoate rapid Valkyra. Și ne pregătim din nou push, trimitem mini P.E.K.K.A. împreună cu Valkyra. Vor scoate rapid execuționerul. Și ar trebui să-i dobor în turnul cu două hituri. Bun. Primul turn doborât. Și trebuie să ne păstrăm acest avantaj. Așteptăm să vedem care va fi următoarea lui mișcare. Și rămânem în defense. Să începem cu arcașele din spate. Le pun pe ambele pe partea dreaptă. O să punem și Tesla. Avem racheta pregătită pentru că foarte probabil va pune execuționerul în spatele P.E.K.K.A-ului sau Rem Rider-ul, sau niciuna dintre ele. Dăm un freeze aici, trimitem și arcașele. Poate scăpăm de P.E.K.K.A. mare. Da, fără damage pe Tesla și rămânem în continuare în avantaj. Un hit acolo, dacă ar reuși mini P.E.K.K.A. Nici n-am văzut dacă l-a dat sau nu. Ok. Spun mini P.E.K.K.A. aici. Dăm un freeze. Oricum mai sunt doar 10 secunde din această partidă. Și cu siguranță vom obține prima victorie din acest duel. Da, cu 1-0.
un singur crown, am reușit să-i dovorăm, un singur tur. Și mergem mai departe, meciul numărul 2, o să alegem deck-ul cu Golem. Un deck bun, pe care am început să-l stăpânesc mai bine. Începem cu Baby Dragon-ul, tot din spate. Putem trimite bandita, dar mă așteptăm, aș vrea să prind contactul cu prințul să fie în aria turnului, astfel încât să-l elimină mai repede. Scăpăm aici de Valkyra și o să reușim câteva hituri bune pe turnul din dreapta. Are acolo și un Wizard. Trimitem Fireball-ul și scăpăm fără hit și de acest atac. Ok, punem Zephyr și Baby Dragon aici. Probabil vom lua două damage-uri. Dar nu, unul singur. Trimitem din nou Bandita. Da, și nu... Era cât pe ce să lovească în plin turnul din dreapta. Ar fi dat vreo 600 de hit points damage. Hai să vedem aici. Dark Goblin-ul, Flying Machine și turnul trag în Valkyra. Reușim să o eliminăm. Din nou un atac cu prințul. Sacrificăm aici un Zephyr. Doar scăpăm din nou fără damage. Da, hit-ul destul de bun, era reușit acolo Flying Machine-ul. Scăpăm aici de Minion Horde. Și nu cred că are rost să mai trimitem bandit așa în grabă. Adică grabă o să o punem aici. Sacrificăm acel Furnace pentru a evita contactul cu acel Hog. Spunem aici Baby Dragon-ul. Și stau un Fireball, sper să prind. Cred că am reușit să iau toate cele trei trupe. Punem Furnace-ul aici. Trimite și Darth Goblin-ul. Da, și zic că stăm destul de bine. Vedem cum scăpăm de acest atac. Dar cu siguranță meciul este aproape câștigat. Fireball. Da, și mai avem nevoie de un Fireball pentru a-i scoate turnul din dreapta. Așa obține a doua victorie. Excelent. Bun. Avem duelul câștigat. Ne luăm 4500 de gold. Și vedem că am strâns peste 400.000. Avem 417.000 de gold. Cu care nu prea putem face mare lucru, pentru că nu avem cărți. Am reușit să ducem lining-ul la 187 de cărți din 200. Vom folosi wildcard-uri să-l putem maxa și asta vom și face. Bun, maxăm o nouă epică. O să facem și star pentru că avem star points suficient. Și cam atât. Ne oprim aici cu maxatul. Următoarea pe listă va fi execuționerul, Skeleton Army, prințul și graveyard-ul. Dar până atunci va trebui să strângem cărțile necesare. Bun. Păi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!